Salut, avem aici o Skoda Octavia 2 din 2010 și problema scârțitului gea la geam vine de la Macara. Deci aici există un dop de plastic, să zic, aici încă un dop de plastic și aici încă un dop de plastic. Ca să putem să ajungem la Macara, panoul este prins în nituri, după cum se vede, și e o muncă în plus. Ei, vă trebuie un spray de vaselină, cum e acesta, dar să aibă țeava încă o dată lungă, cam atât. Prin această gaură introduceți țeava și aici unde este nitul se află capătul la Macara, unde se află și încă o roată, dar pe partea pe interior. Pe aici lăsați geamul în jos definitiv. Te uiți pe aici, pe margine, și cu spray-ul pe aici apeși, exact aici, introducându-l ceva de genul, dar trebuie să ai țeava mai lungă. Și dai exact pe roata aia unde scârție, roata de aici, care vine pe partea altă pe unde trece sârma de la Macara, scârție. Și s-a rezolvat problema cu scârțâitul. Cum vedeți. Sau, pentru cei interesați, bormașină cu spiral, rupte toate niturile astea, desprinsă de aici și de aici geamul, scos geamul în sus, care un bumb se împinge pe partea asta, cade în interiorul ușii, și pe urmă scos panoul frumos, i-ai dat cu vaselină, eu am încercat așa că nu am cu ce.